un copil de 2 ani, te rog frumos. Nu ești copil, dar ba da, ești cel mai mare infantil. I-am spus învățătura pe primul plan. Știi, eu sunt mai gelos. Dar... Și dacă îl știu pe el în preajma ta, nu mă simt eu confortabil. Nu pot să cred! Cum ai putut să faci așa ceva fără să mă spun pe mine? Hai, tu trimite banii că vine și frigiderul. Uite-te pe cont că ți-am trimis. Bine, hai. Atunci noroc și sănătate. Hai că am o super veste pentru tine, fii atentă. Ce veste? Ce vine în 2 zile. Ia uite ce bolit. Atitudinea fiului dumneavoastră nu este una bună. Băiatule, ia mâna după mine, ia mâna după mine, n-auzi? Dă-te, ia mâna după mine. Auzi? Dă cheile imediat de la toate. De la apartamente, de la casă, de la mașini, hai repede. Bă, tu mă iei pe mine de frate. Mâine mă interesează să nu mi se strice mâncarea, frate. După ce că sunt amărât, mai se strică și mâncarea. Tată, tată, ce-ai făcut, tată? Banii îți pot fi prieteni, dar și dușmani, dacă încep să te conducă și să-ți ia mințile. Iar când aceștia se aliniază cu minciuna, problemele sunt prezente la orice pas. Veți vedea astăzi povestea de viața unei familii în care iubirea și respectul sunt lăsate pe ultimul plan. Vladirimia este un important om de afaceri în lumea imobiliară, iar banii sunt ultima lui problemă. Bărbatul cu părul grizonant este căsătorit cu Carmen Irimiar și au împreună un fiu pe nume Eduard, student în anul 2 de facultate. Deși au o stare financiară extrem de bună, soții Irimia sunt pasionați de grădinărit, așa că atunci când le permite timpul, își îngrijesc personal roadele pământului de care se bucură alături de unicul moștenitor Eduard. Tânărul este de asemenea mâna dreaptă a tatălui său, ajutându-l pe acesta ori de câte ori este nevoie, mai ales când interesul este al lui. Salut, Edi. Salut. Ia zi, ai rezolvat banii? Băi, ți-am zis să mai mă aștept un pic, că e o perioadă mai proastă pentru mine și mai durează un pic. Toate chiriile de pe apartamentele tatei le iau eu. Casa am și eu cu ce trăi, dar sincer... Nu prea mi-ajung banii ăștia. Ți-am zis că durează 2 minute să ți-i transfer, doar că am așteptat să vin să stau un pic de vorbă cu tine. Păi nu interesează dacă ai banii. Da, mă, i-am, ți-am zis. Ce mă iei tare așa? Cu banii, cu astea. Lasă-mă, că tai că tu nu mă lua cu atâta vrăjeală, că te mă iei. Tata-i tata, acum mă ocup eu, adică eu mă ocup de închirieri. Da, mă, prima oară cu el am discutat și el e mai așa, mai calm. Văd că mă iei prea cu tu pe oași. Nu te prevezi pe tine lucrurile astea. Astea țin de noi, din familie. Da, da, nu mai mă lua tare așa. Că okay, acum am înțeles. Ai probleme. Însă da, pe viitor eu îmi doresc să fii prompt cu banii. În momentul da, în care în contract ai data de 15 să plătești chiria, eu pe 15 vreau banii. Nu mă interesează problemele tale, cred că nici nu ți-ar conveni să ții drept salariul cu 20 de zile da, mai târziu. Da, mă, lasă, nu mai îți face toate atâtea probleme. Ți-am spus de zilele trecute când ți-am scris și am vorbit cu tine pe mesaje, când ți-am zis și de frigider și de tot. Bă, ce frigider, mă, frate, stai puțin că... Ce frigider? Frigiderul, ți-am scris, bă, s-a stricat frigiderul, nu mai merge. După ce că n-au grijă de lucru și le și strică de la o zi la alta, mai au și pretenții. Se comportă de parcă el ar fi patron și eu un mare sclav. Așa ceva nu se poate. Uite, mă interesează să nu mi se strice mâncarea, frate. După ce că sunt amărât, mai se strică și mâncarea. Nu, că nu, mă nu, ții lucrurile, tu așa de atâtea nu, zile, nu, de câteva așa, zile. Nu mă interesează că ți-a stricat ție frigiderul, că ție nu ți-a intrat salariu, că nu ai bani, că ai da, probleme în familie. Da, mă, a fost o situație de atâta timp, pe am colaborat atât de bine. Mă interesează să-mi trimiți banii. Punct. Chiria. Da, mă, o să ți-o trimit. Durează puțin să-ți trimit okay, chiria, să îmi faci păi, transferul. Da, rezolvăm și tu cu frigiderul ăsta. Uite, o să fiu și eu la fel de prompt ca tine. Nu știu, poate în 2-3 săptămâni. Băi, la mine a fost o situație, am lucrat destul de bine amândoi atâta timp, nu? Și cu taică tu și așa mai departe. Da, uite că băi Andrei în ultimul timp, nu știu, ai cam întârziat cu chiriile și noi. Probleme, că muncesc și eu sunt singurul care aduc bani în casă, ce vrei să fac? N-am avut încotro. Nu știu la ce se aștepta el, dar eu nu voi lăsa pe nimeni să mă calce în picioare. Doar nu crede că o să cumpăr eu un frigider pe banii mei. Mă întreb și eu, dacă erau la casa lor, oare tot la fel se stricau lunar electrocasnicile? Sincer, eu am un frigider de 5 ani și mai durează 5 ani până se strică. Uite, și nevastă mea. Știu că nu e treaba ta și nu te privește pe tine, dar am niște probleme cu sarcina, cu alea, cheltuielile mai mari. Frate, nu mă interesează pe mine problemele astea ale tale. Ești bărbat, ți le rezolvi tu, dar eu vreau banii. Nu mă interesează pe mine da, că ai probleme. Și nu mai mă lua tare așa, dacă mă vezi mai brune, mă iei tare așa, mă sperii. Oh, că-ți dau banii, tu rezolvă-mă cu frigiderul și aici să o rezolvăm. Nu știu, o săptămână, așa, două, te rezolv cu frigiderul, da. O săptămână, două, păi îți dau banii acum, mă, eu stau, ia uite-te pe cont, că îți transfer imediat banii. Vrei da, să mă duc da, să vorbesc cu taică? Da, uite, cu frigiderul, la fel mai întârzia tu, întârzi și eu.
Nu, mă, nu întârzi deloc. Vreau să-mi aduci frigiderul, că am nevoie de frigider, frate. Nu știu, ți-am scris de atâtea zile, păi nu promiți, nu promiți. Păi lasă că o să vorbesc cu taică-tu dacă nu te interesează. Ce, lasă, da? lasă tata, că n-are treabă tata. Nu, el nu se ocupă de asta, el vorbesc are că... business-uri mult mai importante. Da, mă. Lasă pe tata că în 2-3 zile. Păi cu cine vrei să rezolvi? Cu tine, cu atitudinea asta? Îți trimite un frigider nou în 2-3 zile, n-auzi? Decât să meargă să se plângă tatei, mai bine o dau la pace cu el decât să-mi strice apele. Hai, tu trimite banii că vine și frigiderul. Uite-te pe cont că ți-am trimis. Bine. Afacerile sunt afaceri, iar Eduard a învățat probabil de la tatăl său cum să gestioneze apartamentele pe care le are date spre închiriat. Cu toate acestea, și chiriașii au drepturi, nu doar obligații, așa că ar fi bine ca Eduard să se țină de promisiune. Acasă, doamna Irimia se relaxează alături de prietena ei cea mai bună, Manuela, o altă stimată și elegantă prezență de același nivel social ca a lui Carmen. Manuela, ce bine a fost azi! Ah, bine, ce bine, ne mi-a adus ăsta, vai! Hai, noroc, hai, ne trebuie o dată. Pentru noi. Bineînțeles, bineînțeles. Hai că mă așez și eu puțin, că sunt așa, știi, masajul ăla. Și rece, e bun. Știi că te-ai gândit bine? Păi nu știu eu. Nu știu, și așa de bine mă simt. După spa-ul ăsta, parcă... mi-au îndreptat ea toate oasele. Mie spui și mie la fel. Eu cu Carmen ne-am cunoscut la un curs de spiritualitate. Am zis eu că acolo nu e bine, dar am zis hai să vedem. Ne-am plictisit și am plecat amândouă și de atunci suntem prietene bune. Cred că ne înțelegem atât de bine pentru că mereu ne vedem doar noi două, fără familie. Și așa putem să ne relaxăm fără bătăi de cap. Of, și când mă gândesc că mă duc acasă și dau de-al meu, morocănos și... Of, cu motociclete în cap, nu știu cum e al tău, dar al meu e... Ce crezi, că al meu e mai breaz? Al meu e plecat cu amicii cu iahtul, ci el n-are treabă. M-a zăpăcit, nu știu ce să mai spun, numai probleme și asta mica mea, știi, nu? Are o restanță, așa m-am supărat, ea care era atât de cuminte. Păi, când spuneai că a fost copil bun, silitor. Mă, dar n-am avut treabă cu ea în liceu, absențe sau alte chestii. Păi, nici al meu nu e, cine știe ce, dar măcar e băiat, știi cum sunt băieții. Știu, mă, de-aia e fata, adică nu m-am așteptat, ea care îmi promitea... mamă, învăț, mamă, fac, n-am văzut restanța, nu venea să cred, i-am spus, gata, fata mea, gata, cu plecări, cu prietene, cu, nu știu, i-am spus, gata, până eu, nu ia restanța, nici sunt... nu... Eu sunt cam permisivă cu fiim, că mă gândesc că e băiat, nu vine cu burta la gură, știi, acasă, aia e, trebuie să mai copilărească și el, chiar dacă are aproape 22 de ani. I-am spus învățătura pe primul plan. Chiar dacă sunt mari copiii noștri, tot la capitolul copilași au rămas. Mami, dă-mi aia, mami, fă-mi aia, mami, dă-mi bani de aia, mami, vreau aia. Nu știu, vreau să plec, vreau să evadez, să mă duc undeva. Auzi, ce-ar fi să plecăm noi într-o vacanță? Știi că ești deșteaptă. Dar numai noi două. Da, gând la gând cu bucurie, fără copii, fără soț. Treaba lor se descurce. Da. Hai, că n-a murit nimeni, stai ceva? Liniștită. Oricum nu ne simt lipsa, stai tu liniștită. O să mă gândesc, dar nu, nu vreau să mă gândesc la nimic. Știi ceva? Tu ai fost în Bali, am primit o ofertă de dimineață. Nu. Wow, ofertă și e bună? Wow, știu niște locuri de-ți taie respirația. Peisaje, știi cum, mirobolante. Aolo, lasă-mă, că deja visez. Știi, ca reclamele alea mă trezesc deja în Bali. Ceva? Suport eu vacanța asta. Dacă tu vrei, scumpa mea, e ok, dar următoarea... Fii atent, o plătesc eu. Hai, mai vedem, mai discutăm. Când ai bani mulți, e greu să găsești pe cineva să mergi în vacanțe. Că, na, vorba aia, am și eu o prestanță, nu pot să mă duc la mama aia. Carmen, e la fel ca mine, parcă suntem două surori gemene. Amândouă pasionate de plimbări exotice. Atunci noroc și sănătate. Și așa să fie. Și da, așa. Vacanță, distracție, gânduri pozitive. Așa este când nu ai nicio grijă. Să nu uităm că aceste doamne au muncit mult să ajungă la acest nivel de confort și merită să se resfețe cum știu ele mai bine.
Iar dacă mamele se relaxează, același lucru fac și copiii. Sau cel puțin Anca, fiica Manuelei, care tocmai a ieșit de la ultimul examen al acestei sesiuni și se relaxează alături de un coleg de facultate. Deci fii atentă. Spune. Bine că am terminat în sfârșit. Ma. Sincer. Cam lung a apărut anul ăsta. Ce lung. Lung, Doamne, lung. Cât trei. Păi fii atentă. Că tot m-am gândit eu așa, bă, cum ar fi, după ce terminăm, așa, să plecăm undeva. Și unde crezi? Că știu că îți place muzica, că distracție, că suntem tineri. Unde să plecăm? Hai, cum să plecăm? Nu se poate să plecăm. Hai, mă, să încercăm. Mergem cu mașina, conducem. Deci, mama avea facem jumijmaute. Eu nu las pe nimeni să-mi conducă mașina, dar... Pe mine o lași. Da. Am încredere în tine. Ce drăguț. Și până unde crezi? Până la Cluj. Măi, mama abia mă lasă să ies în parc și tu vrei să mergem până la Cluj? Da, deci, pe azi să iau mai ușor cu shopping-ul, ieșirile, toată asta cu facultatea, restanțele. Dar bune, nu, și nu ce mă crezi? Lasă. Mergem și la festival. Uite, putem să plecăm de acum, ești pregătită deja. Dar măi, dar nu pot să ies, adică nu am cum să o conving. Cum să o conving să mă lase? Hai, după atâtea restanțe și atâta. Hai să-ți arăt și ce hotel am găsit. Nu mai bine că, uite, vreau să fiu mai sincer așa și să spun că îmi place de tine. Și ar fi oportunitatea perfectă să ne cunoaștem mai bine, sper să mai... Sper să vorbesc cu mama. Dar ce faceți pe aici, Pococlaur? Ți era cumva dor de acolo, de la tine, la țară? Ce ai făcut acolo? Bine, am adus acela ăsta aici. Bine, tu ce faci? Uite, mi-era dor de tine și am să ne vedem. Da. Ce drăguț din frere, da. Ăștia doi când se întâlnesc, plutește o tensiune în aer. Asta pentru că încă nu m-am hotărât pe care să-l aleg. Îmi place mult Tanca și oricum nu-l consider pe Edi o amenințare. Hai că am o super veste pentru tine, fii atentă. Ce veste? Ce vine în două zile. Ia uite ce bolid. Ce Doamne, zici? Ce tare e, pe bune! Da, și pe lângă asta am făcut și rezervare la un super hotel, la munte. Pentru? Și în două zile plecăm. Cum adică să plecăm? Pentru noi doi! Doamne, tocmai ce vorbeam cu Robert... Ascultă, măi, ce vorbeam cu Robert, că mama nu o să mă lase, adică i-am promis că o să ies mai puțin și toată asta cu facultatea, cu restanțele, nu o să fie de acord. Edi, eu îmi par vini și jumătate. Încearcă să o cucerească panca doar cu lucruri materiale, că altceva mai bun n-are ce să-i ofere. Trebuie să recunosc că îmi place mai mult de Edi. Este tare simpatic și știu că sentimentul este reciproc. Uite... Poate mergem să mâncăm ceva. Mai vorbim cu niște prieteni. Nu, poate Anca are treabă cu mine, că deja asta voiam să spun. Am pregătit și ziua de astăzi, tot pentru noi doi. Am făcut rezervare la un restaurant și dacă nu te superi, ne cam deranjezi, sincer. Și dacă se poate să faci pași puțin, ar fi ideal. Ar fi ideal, zic și eu. Nu așa rău. Dar o întrebați pe Anca, nu te mai băga cu... Anca are treabă cu mine, rămâne cu mine, Anca. Bine, stați liniștiți. Sunt sigur că odată ce se va da una mai bună la el, o să uite pe Anca și atunci o să fiu eu acolo pentru el. Nu sunt materialistă, dar Robert trebuie să-și dea mai mult silința. Simt că nu mă vrea cu adevărat. Mai plimbă-te pe aici, că te simți ca la tine la țară acolo. Mulțumim! Doamne, ce ai cu el? De ce ești așa rău? Nu știu, nu-mi place fața lui. Cum adică să nu-ți placă? Este colegul meu. Ce ai cu el? Înțeleg doar că nu-mi place mie de el. Dar lăsând asta, nu trebuie să ne afecteze pe noi. Am făcut rezervare la un super restaurant. Mergem un restaurant de fiță, doar pentru noi doi, o masă, mâncăm. Și după ce crezi? Am închiriat o barcă doar pentru noi și mergem, ne plimbăm pe Snagov. Doamne, ce drăguț! Deci o să facem toate lucrurile acestea, o să fie super. Da, astăzi, adică acum. Știu că i-am promis mamei că o să mă cumințesc, dar asta nu înseamnă că nu putem avea parte și de puțină distracție. Sunt foarte fericit când o văd pe Anca. Nu știu, dar fata asta are ceva cu totul special. Mergem! Avem rezervare, haide! Ok! Haide, schimbă mâna! Mamele lor sunt prietene apropiate. Ei sunt prieteni și mai apropiați. Oare Manuela și Carmen știu despre începutul de idila a celor doi tineri studenți sau sunt străine de acest aspect? Pentru că din conversațiile lor, asta se deduce. Într-o altă zi, Eduard se bucură de liniștea din apartamentul lui. De ceva vreme s-a mutat din casa părinților pentru a avea parte de intimitate. Da? Hello. Ce căutați, mă, aici? Dați buzna așa peste mine ce în casă? Ce, că nu te bucuri că ne vezi? Păi,
Ce, mă, ce să mă bucur dacă veniți așa fără să vă invite nimeni, fără să vă cheme nimeni? Dacă tu nu dai niciun sens, ce, mă, băiatule? Păi te-am mutat și eu acum singur și vreau să profit de lucrul ăsta. Ce căutați? Păi e singur. Ce, nu te bucur că ne vezi? Păi nu prea mă bucur că... Mă, tu ești cu cineva pe aici, mă, ție te rușit. Tată, te rog, tată! Bă, ce... Dar poate chiar eram cu cineva, intri peste mine așa, pe bune. Și care, păi, nu prezentai și nu? Poate făcea baie. Foarte bine. Da, e liniște, dar chiar da, ne bucurăm să fii cu cineva. Hai, mamă, vă rog, terminați cu asta. Ce căutați? Nu înțeleg, pe bune. Eduard. Eduard e la vârsta la care prinde fluturi. Normal că trebuie să-l mai temperezi puțin. Până acum ei n-au mai venit pe aici. Foarte suspect că s-au trezit fix acum. Unde e plasma de aici? Păi, plasma. Aia mare. El a... s-a ars, nu știu, a avut niște probleme, a venit un domn și a luat o să repare. Hai, Vlad, lasă-l acum, vii să-i scoți ochii. Oricum, nu cred că mai poate să repare, adică a zis că e stricată rău. A venit să ieșim în oraș sau ai venit să-i scoți ochii? Păi nu m-am venit să văd ce face amarul ăsta, cid. Hai, mamă, vezi, bă, eu nu înțeleg ce ați venit, pe bune. E copilul nostru, ce amar. Așa e, măsa. L-a pupat în când era mic și acum îi se urcă în cap. N-am cu cine discuta. Ia uite-l, când mă uit la el, zici că vine în inspecție. Normal că nu e drag băiatului să ne vadă. Și consola unde e, mă? Păi tot cu televizorul, că le-am dat împreună. Am băgat acolo în priză și nu știu ce s-a întâmplat, că doar nu mă pricep eu la consola. De-astea cu electricitate. Plasmă, nu consolă, nu. Ce, a vrut consolă, că să joace... Păi a vrut, ca orice copil, ce vrei? S-a stricat acolo împreună. Care, mă, copil, că-i dita, bă, mare pretenții. Eu nu înțeleg, deci, problemă, de ce ați venit voi la mine? N-am avut, am venit să te scoatem la masă în oraș. Pentru că ni s-a făcut doar de tine, ce vrei? E, la masă în oraș. Dar mi-a făcut capul mare, ba da, mă, vrea să ne scoată... Păi eu mai sunt să merg cu voi la masă în oraș, pe bune. Ce și ce arăt? Mergeți voi. Mergi cu părinții, bă. Mergeți voi, nu face plăcere să mergi. Vă beți o cafea, stați liniștiți. Ia fă-ne o cafea. Ia fă-ne o cafea și nouă, hai. Păi... Ia fă-ne și nouă o cafea, hai. N-am ce să vă fac cafea. Bă, n-ai bea o cafea? N-ai bea o cafea? Să bea și noi o cafea, că nu vrea să iasă. Nu știu să fac cafea dată la ibric. La ibric? Păi nu ți-am luat, mă, expresorul ăla de 2000 de euro acum o lună și ceva? S-a stricat de la apă, că n-am pus din greșeală apă de la chiuvetă și a fost cu calcar și mi-a zis că s-a stricat. Astea s-au stricat, plasma și cu consola s-au stricat că a avut curentul noduri, apa a avut sogârți și s-a dus... Tată, pe bune! S-a stricat, ce nu înțelegi, el a reparat. Păi sunt lucruri să mai strică, Doamne. Mai sunt Doamne, eu paranoia, bolo. Chiar toate s-au dus. Păi pe da, apa. Sunteți paranoia și tu și mama. Ei. Că veniți aici și îmi faceți capul mare, no, pentru ce? Dar eu nu ți-am zis. De ce m-ai adus aici? Nimic din ce face Edi nu-i place lui taicăsu. De parcă lucrurile alea erau cine știe ce importante. Familia mea cheltuie mai mult decât pot eu să produc. Dacă eram mai strângători, aveam o avere mult mai mare acum. Bă, tu mă iei pe mine de fraier? Nu, o gălăgie de bani fac bulendrele alea electronice. Bă, și la, termină-te odată, nu-i mai știu. Am venit aici ca să ce, să ne ciorăvăim? Sau să-l scoatem în oraș la masă? De ce am venit? Ia fii atentă. Hai, mă, în oraș, mă. Nu vrei și tu să ne simțim ca o familie adevărată? Ca o familie adevărată, că măta dispare 3 săptămâni acum. Unde dispar? Unde duci? În Bali. Da, mă duc cu o prietenă, păi cu Manuela, cu în Bali. Cu un prietenă să duce în Bali, da? Da. Păi și tu? Mă duc să mă recreiesc, păi, că nu mai pot. Stai puțin, mamă, tata ce face? Ce-ți faci? El se duce cu prietenii, cu iahtul, că păi, știi că acolo... Eu mă duc 3 zile și mă întorc. Ea se duce 3 săptămâni și... Așa, de-aia vrea. Mă duc să mă destresez, e bine? Vrea să se desplătească, da, libertatea. Vrea să, ei, ne invite în oraș. Hai, ei, ce să-ți pune spun? Și tu o zdreanță pe tine, păi, și hai să mergem. Bine, hai, mergeți voi înainte. Păi, așa, hai. Mă liniștiți puțin. Mergeți în living, eu mă schimb și așa, mergem împreună la, gata, restaurant. Bine, hai, spui cravata și pantalonii scurți, hai. Să așteptăm. Hai, dragă, hai să mergem să-l așteptăm pe băiat să... Hai, 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 hai. Să închideți și ușa după. Puneți furou de sărbătoare și hai că te așteptăm. Hai, hai, tati, hai. În ciuda faptului că tata produce foarte mulți bani, tânca are apucături de sărac, iar eu nu știu cum să-i le scot din cap. Copilul se îndepărtează de tine când nu face altceva decât să-l cerți. O să-i pară rău într-o zi pentru acest comportament. Poate Carmen este prea radicală. Soțul ei pare a fi un om cu simțul umorului și modest în același timp, chiar dacă are o afacere imobiliară. Până la urmă, fiecare părinte este responsabil de relația pe care și-o creează cu propriul copil. Așa că dacă domnul Vlad consideră benefică această atitudine față de urmașul lui, cunoaște el bine motivele.
Zi de zi, domnul Irimia este prezent la biroul său și lucrează cu trudă pentru a-și coordona subalternii. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, poftiți! Ce faceți? Bine, mă iertați că vă deranjez. Lați loc, lați loc, nu ne deranjați. Da, v-am spus, poftiți, indiferent de... Am venit și la biroul dumneavoastră fără să vă anunț și de asta zic că aș vrea să mă iertați neanunțată. Nici o problemă, spuneți, ce s-a întâmplat? Da, vedeți dumneavoastră, domnule Vlad, treaba stă în felul următor. Avem niște probleme. Da, cu apartamentul, cu... S-a întâmplat ceva? S-a spart vreo țeavă? Nu de spart, nu. Eu, când m-am mutat, da? Mi-a zis așa, că țineți legătura cu băiatul meu și tot ce trebuie schimbat. Da, el administra, sigur. Pentru Vlad am toată stima. Dar Eduard, doamne, ăsta nu-i seamănă deloc. Știți că mobila este colantată cu tot felul de... Mă rog. Ideea este că au început ușor, ușor să iasă. Să se cojească, da. Mă rog, ideea este că i-am spus lui Eduard și despre treaba asta și despre mașina de spălat care nu mai funcționează la fel mașina de bine. Mașina de spălat? Da. Și mi-a zis că ar trebui să acopăr singur aceste cheltuieli și nu mi se pare normal. Mai de bine. În aceeași ordine de idei, aerul condiționat. Păi, ce s-a întâmplat? Este destul de vechi, nu știu dacă știți, are vreo 13-14 ani. Da, mergea bine. Mergea bine, dar el nu are cum să acopere cele două camere, este absolut imposibil, fiind amplasat în bucătărie. I-am adus la cunoștință lui Eduard la fel despre... Așa. Și mi-a zis că să văd cum fac, poate fac eu o rată și să se scadă din chirie. Urăsc momentele în care Edi mă pune în situații jenante. Dacă îi spun ceva, mă dă la întors. Atitudinea fiului dumneavoastră nu este una bună. Adică? Este destul de, să mă iertați, persiflator așa, nesimțit. Și mă tratează cam de sus. Edi? Da. Cred că fiind fată, fiind femeie, cumva își permite acest lucru. Poate cu un bărbat nu și-ar permite, dar mă simt cumva înjosită de fiecare dată când trebuie să vorbesc cu el. Să mă duc acum să-i spun lui Măsa ce belele face fisul? Carmen o să spună că sunt prea strict? Mi se pare extrem de abuziv ce face Eduard. Se comportă de parcă toată lumea este proastă și numai el este deștept. S-a întâmplat de mai multe ori sau o singură dată acum? De cele mai multe ori, adică de fiecare dată când vorbesc cu el. Și mai nou, că asta este cea mai importantă chestie, mi-a mărit chiria. Și de asta eu am venit să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că deja s-au adunat foarte multe lucruri. Mulțumesc. Eu știu că în contract am stabilit atunci... Absolut. Vorbim... Suma respectivă, sigur da. Că da. Și dacă s-a majorat, vreau ca să vă întreb, de ce s-a majorat, de ce ați mărit chiria și de ce nu m-ați anunțat și pe mine? Eu în condițiile astea nu mai pot să stau, pentru că, iertați-mă, apartamentul respectiv nu merită banii ăștia pe care mi-a cerut Eddie. Mi-a cerut cu 200 de euro în plus. Când a făcut asta? Acum, cred că 3 zile. A, deci e relativ recent da. V-a mărit. Am înțeles. Eu mi-am notat toate aspectele astea. Am să discut cu Edi să vedem dacă se confirmă tot ce mi-a spus dumneavoastră și o să fac și o vizită să vedem despre ce este vorba. Vă rog. Așa. Chiria rămâne, nici nu discutăm, chiria rămâne așa cum am vorbit, da? Nu se modifică absolut niciun preț, cu condiția, știți, să vă plătiți utilitățile și așa mai departe. Asta oricum le plătesc. Reparațiile, absolut toate reparațiile, înlocuire, aparatură, deci știți, prin contract, este stipulat acolo, ne revin nouă, fără nicio problemă. În caz că se mărește vreo chirie, în caz că se modifică un termen de contract, vă sun, ne vedem, modificăm, da? Ca să știți să fie totul legal, să fie totul așa cum normal. E normal să fie. Da. Cum să nu-i ajungă banii? De ce le cere chiriașilor mai mulți bani? Mă dezamăgește pe zi ce trece. Hai că m-am convins. E un răsfățat care îl stoarce pe taicăsul de bani. Eu îmi cer scuze pentru tot ce s-a întâmplat. Și să sperăm că în continuare veți locui la noi și veți... Eu oricum o să caut să remediez toate aspectele astea urgent. Uh-huh. Și dacă vă mai confruntați cu vreo problemă tehnică, instalație de apă, sigur, vecin... Sigur, vin la dumneavoastră.
mă sunați și nu e nevoie să veniți până aici. Mulțumesc, da? Mulțumesc. Toate cele bune, o zi plăcută. Mulțumesc în continuare. Foarte mult, Doamne ajută. La revedere. Acum se explică atitudinea domnului Vlad față de fiul său. Știe că băiatul nu este ușă de biserică. Ca majoritatea tinerilor din ziua de astăzi, se pare că și Eduard cauzează probleme familiei sale, cu toate că nu este cazul, pentru că primește mai mult decât ar merita. Ce mă, tu mă crezi proastă, mă? Eu nu știu să umblu pe rețelele de socializare? Tu crezi că n-am văzut, mă, și mașina, mă, am văzut, te-am văzut, mă, și cu Anca, mă? Vreau să știu adevărul. Gata cu minciunile. Dacă puteți să-mi faceți o ofertă acum pe loc, v-aș fi recunoscător. M-a pus să plătesc o grămadă de bani, vreo 200 de euro. Păi eu plătesc chirie, plătesc calea, plătesc 30 de milioane pe lună. Mi-a cerut 180 de euro pe treaba asta cu deratizare. Pentru tine, ceva special. Adică un 50 de mii de euro. E bine, adică mă descurc. Sigur tu i-ai băgat în cap lui fiita să-l stoarcă pe fiul meu de bani. Mama știe și tata, doar nu veneam aici fără acordul lor. Te-a vrut în patul lui. Astăzi este ziua veștilor rele pentru domnul Irimia, care este extrem de revoltat de comportamentul fiului său, care îi aduce doar pierderi financiare și mai ales morale. Domnul Vlad! Domnul Vlad, ce mă bucur că la dumneavoastră venem să trăiți. Ce faceți? Ce să fac? Bine, uitați, am venit să vorbesc un pic cu dumneavoastră. La mine veneați? Da, la dumneavoastră, chiar la dumneavoastră veneam. Înțeles, da. Ce vreau să vă spun? Spuneți. În legătură cu fiul dumneavoastră, cu Edi. Așa. Să știți, domnule, că sunt tare dezamăgit de el. De Edi? Da, de fiul dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Păi, pe cât sunteți dumneavoastră de serios, pe atât e el de neserios, să știți. Edi? Da, Edi, fiul dumneavoastră. Să știți că am mari probleme cu el și mă refer la faptul că am probleme din nou cu frigiderul ăsta pe care mi l-a adus de curând. Mi-a promis că mi-aduce un frigider nou și mi-a adus unul vechi de 20 de ani. S-a stricat celălalt? Da, s-a stricat. Bineînțeles că de asta am venit la dumneavoastră, că n-aș mai fi venit. Așa. Asta prima fază. A doua fază, mă bagă întotdeauna la cheltuieli, la cheltuieli suplimentare. Pe lângă chirie mai plătesc și una alta pe lângă. Adică? Mi-a zis că, băi, trebuie să plătești pentru frigiderul ăsta că ți l-am adus, că nu știu ce, că l-am adus cu o firmă, că trebuie să plătim transportul la aia. Că de v-a unde? Schimbat frigiderul? Da, da, vrăjeală. Edi n-a venit cu niciun frigider nou, e vechi și ba una peste alta, chiar la cărea păscări cu alta mic de-a lui, mi-a zis o vecină, mie. Încep să fie la ordinea zilei derapajele lui Eduard. Își pune cenușă în cap singur. În afară de asta, m-a pus să schimb nu știu ce becuri pe acolo. A vrut să schimbe el nu știu ce becuri prin casă. Vezi, doamne, că sunt arse. Nici măcar nu erau arse, domne, să știți. Spoturile. Da, spot, nu erau arse. În afară de asta, mai mă cheamă. Da, mă bagă la cheltuială. Mai mă cheamă, vezi că am chemat firmă de deratizare. Mie nu-mi trebuie, domne, deratizare. Eu ce să fac? În bine? Apartament? Da, la dumneavoastră, în apartament, acolo unde stăm noi. Din toată ecuația asta, el nu înțelege că are de suferit. Va pierde foarte mulți bani. M-a pus să plătesc o grămadă de bani, vreo 200 de euro, păi eu plătesc chirie, plătesc calea, plătesc 30 de milioane pe lună, mi-a cerut 180 de euro pe treaba asta cu deratizarea. Păi mie deratizare îmi trebuia după ce că știți că muncesc, n-am un salariu atât de mare, chiar sunt un băiat amărât, am zis că dumneavoastră sunteți mai de înțeles, cum am înțeles la început cu dumneavoastră și că sunteți un om ok și așa, el nu seamănă nici măcar atât cu dumneavoastră. Ce naiba, lăsați-o încolo. Deci tot ce am vorbit, noi nu a călcat în picioare nimic. Exact, nu se respectă nimic. Și frigiderul merge acum? Nu merge niciun frigider, că de asta am venit să vă spun. Că după ce că mi-a zis că vă ți-aduc un frigider nou, nu știu ce, mi-a adus unul de 10 ani vechime. Nici măcar și nu. Și nici ăsta nu merge. Nu merge, s-a stricat și ăsta, bineînțeles. Nu se poate. Banii ăia se duc în altă parte. Mi-e și frică să aflu unde. Jos pălăria pentru domnul Vlad. Dar păcat că are necazul ăsta de fecior, care o să-i aducă mari probleme. Și în afară de asta, să știți că are și atitudine obraznică față de mine, față de soția mea, o vede pe scară, nu dă bună ziua, zeflemist, așa. Serios? Păi da, iertați-mă că vă spun că e fiul dumneavoastră. Trebuia să fi venit să... De când se întâmplă treaba asta? De mult timp, de câteva luni de zile, de o lună, două de zile. Și de ce nu m-ați căutat să vorbiți cu mine? Păi acum nu am mai suportat și am zis să vin să vă caut. Cum? Că nu mai era cale de întors. Bine, foarte bine ați făcut. Da. Aveați telefonul meu, trebuia să mă sunați. Păi am zis să vă sun, am zis că haide mă, că păi poate da. O fi doar o perioadă, că nu știu ce, dar uitați că Edi nu se schimbă, face numai prostii. Indiferent ce se întâmplă, mă sunați pe mine. O să fac treaba asta de acum înainte, numai că
Problema ar fi că am stabilit cu soția mea că nu vrem să mai rămânem în casa asta. Nu vrem să mai rămânem aici, în apartament. De ce? Păi ne-a ajuns până peste cap. Problemele... Și mie și... Am înțeles. Cu Edi ăsta al dumneavoastră, cu fiul dumneavoastră. Uite, uite cum facem. Facem în felul următor. Deci, în clipa astăzi... Astăzi? Da. Astăzi? Da. Nu mai târziu de ora 2:14, o să ai un frigider nou. Aș vrea să știu ce culoare prefer. Nu, serios, mă ocup eu. Nu se pune problema. Este revoltător. După câte cheltuieli mi-a pus în cărcă fisul, eu nici nu mă gândesc să mai rămân vreo secundă pe aici. Eu îți rambursez toate cheltuielile suplimentare pe care ți le-a perceput ieterosul. Mă rog eu mult. Mi le pui pe hârtie. Nu, serios vorbesc. Nu ți le scad, nu ți le scad. Pur și simplu îți dau banii înapoi. Vă rog nu frumos. Discutăm, serios, am înțeles mult. Bine. Eu vreau să respectăm termenii contractului. Domnul Vlad. Iar în clipa de față, îmi cer scuze, Edi nu se mai ocupă de apartamentul nostru, mă ocup eu personal. Știu, știu, va trebui să aveți o discuție cu el. Problema e că eu am luat hotărârea asta. Nu are rost, nu are rost să mai rămân acolo. Nu Gândiți-vă. Are rost, că lucrurile astea nu se vor schimba. Haideți să vă spun altceva. Chiar dacă dumneavoastră mi-a oferit asta, nu mai vrea soția. Ce să fac acum? Mă cer și cu ea? Știu cum e, am și una. Am și una. Păi, haide să facem o chestie, haide să facem un compromis. Ba da, ce compromis? Că n-avem luna asta, luna asta care urmează, da? Da. Nu mai îmi dați nimic, vă plătiți doar utilitățile. Deci, locuiți gratis, da. Eu repar, vă promit că în termen de maxim 3 zile remediem toate defecțiunile, frigiderul vine azi. Da? Alte probleme care sunt, vă rog să mi le puneți pe hârtie și când vine băiatul cu frigiderul să mi le trimiteți prin el. Domne, da? Domne. Deci o lună, vă rog eu frumos, mai faceți o lună de probleme, nu vă mai deranjează Edi niciodată. Junghiul ăsta de băiat m-a făcut să mă rog să nu mai am de-a face cu astfel de oameni niciodată. Gândiți-vă bine și vorbiți cu soția. Serios, nu, are nu rost. E de acolo. Nu am la ce să mai mă gândesc, domnul Vlad, vă rog să mă credeți și să, cum sunt, știu că sunteți un om înțelegător și cu capul pe umeri și așa mai departe. Noi ne-am înțeles întotdeauna, atâția exact. Acolo de o lună, două. Exact. Stați de niște ani. Nu, exact. Eu trebuie să, cum să spun, să mă reba. Uite, merg acum împreună cu noastră și fața noastră nu rechez pe Edi. Deci acum pune lucrurile de față. Domnul Vlad, nu trebuie să faceți așa ceva. Nu, nu are rost. E deja tardiv în momentul ăsta. Deja eu am luat hotărârea cumva cu soția mea. Eu nu vreau să mai rămân în apartament acolo. Ea nu mai vrea, eu nu mai vreau. Vă rog mult să mă înțelegeți. Asta e situația. N-am pare ce rău. Să fac. Sincer, îmi n-am pare ce rău să fac. Pentru închiriașca noastră. Mie îmi pare rău. Și mie îmi pare deci rău. Rămâne să ne vedem frumos. Atunci, sigur, ne vedem atunci ori la mine, ori la noastră, ca să încheiem contractul. Sigur, bine? Vă aștept pe la mine. O zi bună și îmi pare foarte rău. Mulțumesc tare mult. Sănătate multă, toate cele bune. Doamne ajută. Eduard însă nici nu bănuiește tot ce a aflat tatălui, pentru că este tot mai preocupat de cum să facă bani și bani mulți. Bună ziua, domnule Pană. Oh, salut, salut. Ia loc, te rog, ce vânt te aduce pe la noi? În primul rând, țin să vă mulțumesc că ați fost de acord să mă primiți la biroul dumneavoastră personal și nu la manet. Știți, țin foarte mult la discreție și vă mulțumesc pentru asta. Am venit pentru o problemă mai delicată de aceasta, adică n-am venit să amanetez un lucru cum am făcut până acum. Indiferent ce problemă ar fi, tu știi că ne ești nouă drag, simpatic, am colaborat mereu bine, ai adus multe lucruri de valoare și atunci noi ținem la confidențialitatea clienților noștri. De asta am și fost de acord să vii la și birou. Și pentru asta eu vă mulțumesc. Da, am un apartament. Uitați aici contractul. Un apartament într-o zonă foarte bună, 78 de metri pătrați utili și vreau să-l amanetez în regim de urgență pentru că am nevoie de niște bani pentru o afacere. Și atunci vreau să le fac eu pe cont propriu, fără ajutorul părinților. Adică îi cunoașteți și dumneavoastră și știți cum sunt. Și dacă puteți să mă ajutați. Am nevoie disperată de bani și asta e singura variantă care mă poate ajuta. Până la urmă, ce se poate întâmpla rău? Este rușine să meargă la manet și de asta preferă să vină de fiecare dată la mine la birou, ori de câte ori își dorește câte ceva. Din câte observ, văd aici că e trecută și maică-ta în contractul ăsta. Da, dar aveți acordul ei dat la notariat, deci presupun că nu o să fie o problemă. Da, am observat, însă e o problemă, știi? Tu mi-ești mie drag, ești simpatic, ești ca un puște al meu, așa. Și au mai fost unele probleme cu lucrurile pe care tu le-ai mai adus aici. Nu le-ai recuperat pe toate. Mi-ar părea rău să văd că pierzi da, acest apartament. Stați liniștit că lucrurile acelea nici nu mai contează. Adică câteva electrocasnice, 2-3 ceasuri, nu sunt importante. Sincer, sunt cam stresat. Am foarte multe lucruri în amanetul lui și mie că o să mă refuze de data asta.
Și mai mult de atât, o cunoaște și pe mama. Sper pentru el să o poată onora acest contract. Nu ca celelalte lucruri pe care a venit să le amaneteze la noi și la noi au rămas. Dacă puteți să-mi faceți o ofertă acum pe loc, v-aș fi recunoscător. Din păcate pentru tine va trebui să mă consult cu cineva, fiind vorba de un apartament, nu pot să-ți dau un răspuns pe loc, însă sunt convins în virtutea la cum am colaborat și până acum. Totuși, vă rog acum, sunt presat de timp și am nevoie de banii aceștia. Nu știu, o ofertă pe care puteți să-mi o faceți. Deși eu eram tânăr și grăbit la vârsta ta, însă am să-ți fac cea mai bună ofertă, pentru că știi deja că mi-e simpatic și pentru că îți cunosc și familia. Însă nu va dura mult, decât o oră, două și vei avea... Estimativ, cam cât credeți dumneavoastră că aș putea primi? Cam jumătate din valoarea apartamentului, adică un 50.000 de euro. E bine, adică mă descurc. Sincer să fiu, Puștiu are foarte multe lucruri de valoare pe mână. Nu-mi dau seama dacă maică sau ori taicăsu știu cam ce face el cu ele. Vreau ca să avem o colaborare fructuoasă ca și până acum. De asta, dacă tu ești sigur de pasul pe care vrei să-l faci, ai tot suportul și toată susținerea mea. Însă aș vrea să te întreb dacă maică ta știe. Da, bineînțeles, mama știe și tata, doar nu veneam aici fără acordul lor. Păi atunci ce zici, să le dăm și lor un telefon, să vorbim cu ei? Nu se poate, tata e prins cu afaceri și mama e plecat într-o vacanță cu prietenele. De aceea și fost de acord să-mi lase ea semnătură și acea procură specială. Bine, mă bucur să constat că nu avem alte probleme, în plus să vorbești cu ei și când se întorc, ai făcut deja acest pas. Uite, eu pregătisem deja contractul, doar că vreau să mai văd actele și să înțeleg situația pe ansamblu. Dacă este ok și pentru tine, da, cu clauzele. Eu nu am cum să-l refuz. Ce, până la urmă pui sau nu, banii lui nu sunt buni, tot bani sunt. Bineînțeles că banii lui Eduard sunt tot bani, doar că nu sunt ai lui, la fel ca proprietatea pe care tocmai o amanetează. Dar de ce are nevoie de atât de mulți bani? Ce face cu ei? Are probleme de sănătate? Are probleme cu legea sau pur și simplu este cheltuitor? Zilele trec, iar Eduard se bucură de vacanță, soare și de banii părinților pe care i-a obținut mințind. Asta se întâmplă când un copil devenit adult nu are limite și nu cunoaște valoarea și truda banilor. Da, hai totuși să stăm jos, că avem timp de poze. Hai, stăm bine. Jos. Hai că uite, asta a ieșit frumos. Ia să văd. Tu ieși cu pozele cu astea, știi că nu prea le am eu cu astea. Ah. Îmi place de ea, mai ales că e o fată îngrijită. Îmi doresc foarte tare să fie a mea. Pentru tine, ceva special. Ce este asta? Uită-te și vezi. Sper că o să-ți placă, sincer. M-am tot gândit ce să-ți mai cumpăr, ce să-ți mai iau, să te surprind. Doamne, dar de ce trebuie să-mi cumpăr mereu lucruri? Pentru că ești o fată specială și acum, na, că am și oficializat relația, simt eu nevoia să-ți fac și mici cadouri. Te descurci? Ce zici? Hei! Mulțumesc! Da... Scuze. Ce? Scuze. Pentru ce scuze? Eduard vrea foarte mult să fie cu mine. Apreciez cadourile, dar mi se par puțin deplasate. Acum mă declar mulțumit de ce am reușit să fac. Asta așteptam de atât de mult timp. Anca, acum suntem împreună, nu trebuie să te mai ferești de lucrurile acestea. Astea sunt normale într-un cuplu. Ok. Îți place? Da, este... Deci sunt foarte frumoase, doar că... Este doar prea că... mult, adică... Cum să fie prea mult pentru tine? Adică stai puțin. Acum suntem împreună, meriți tot. Totuși sunt niște brățări de aur și cred că au costat destul de mult. Nu, e... nu mai contează acum cât au costat. Cum să nu conteze? Adică... Nu contează. Uite, nu o să le pui acum pentru că suntem la piscină, dar de seară când o să ieșim la masă, chiar mi-ar face plăcere să le porți. Mulțumesc. Chiar îți mulțumesc. Și asta nu e tot. Mult. Vezi că o să-ți trimit niște poze și niște oferte pentru vacanțe. Dar de data asta vreau să alegi tu destinația. Mergem oriunde vrei tu. Doamne, cum să mai mergem undeva? Trebuie neapărat să vorbesc cu mama, adică... Dar acum suntem împreună, mama ta o să înțeleagă. Da, dar trebuie să știe și trebuie să vorbesc, să o întreb dacă este de acord să mă... Anca, avem 22 de ani. Nu cred că trebuie să mai dăm explicații la părinți unde mergem, ce facem. Pe bune acum. Se străduiește mult în comparație cu Robert, așa că de ce nu? Am să-i dau o șansă. Dacă nici eu nu știu să dau pe spate, nimeni nu poate face.
Mai ales Robert. Uite, ar mai fi o chestiune pe care vreau să o discut acum. Știi că am avut clinciul cu Robert. Nu vreau să-l mai văd în preajma ta. Dar el chiar nu are intenții rele și nu este băiat rău, adică... Nu. Anca, nu mă interesează ce intenții are. Doar că nu vreau să-l văd în preajma ta. Știi, eu sunt mai gelos. Dar... Și dacă-l știu pe el în preajma ta, nu mă simt eu confortabil. Dar chiar nu are intenții rele, nu înțeleg de ce. E rugămintea mea să renunți la orice legătură cu el. O să facem cum vrei tu. Deci este ok. De acum încolo trebuie să fiu băiat cu minte. Dacă am reușit să o fac pe Anca să fie a mea, trebuie să mă potolesc. Acum, oficial, pot să spun că simt o atracție foarte puternică între noi doi. Uite, diseară, pentru că o să ieșim în oraș, ce zici, n-ai vrea să rămâi la mine? Poate, nu știu, o cunoști pe mama, pe tata. Deja? Păi, nu cred că e prea devreme. Da, mi-ar face plăcere să-i cunosc. Ce mă bucur. Ce zici, ne bălăcim puțin? Da. Sau vrei să mă stai la plajă? Nu. Ne îmbălăcim? Da. Hai, că e foarte cald oricum. Ce viață lipsită de grijă au cei doi tineri. În timp ce ei se bălăcesc în piscină și se bucură de acest loc frumos, alții de vârsta lor trudesc pentru un salariu minim pe economie. Dar ce? Lor le pasă? Că doar au părinții bani de cheltuit, nu-i așa? După câteva zile de când Eduard a manetat apartamentul, patronul firmei vrea să se asigure că își va primi banii înapoi, așa că decide să o contacteze pe mama lui Eduard. Bună ziua, doamna Carmen. Sărumenile. Bună ziua, Alex. Avem o situație, că altfel nu mi-aș fi permis să vă deranjez în concediu acolo unde sunteți dumneavoastră. Mi-a zis băiatul că sunteți... Despre ce vorbiți? Păi așa mi-a spus băiatul noastră, că sunteți în concediu și de aceea poate răspundeți mai greu la telefon. Dar eu totuși am insistat să dau de dumneavoastră. Nu, doamne, sunt acasă, nu-s plecată nici într-un concediu. M-am gândit mult înainte să o sun pe Carmen. Dar mi-am dat seama că dacă băiatul meu ar face așa ceva pe la spatele meu, eu aș fi vrut să aflu. Știți, avem o problemă. Cunoașteți obiectul meu de activitate și băiatul a tot venit la noi de-a lungul timpului, a manetat unele lucruri. Băiatul a venit la noi la firmă și a tot manetat de-a lungul timpului unele lucruri. Ca de exemplu, o plasmă, un laptop, de două ori telefonul, niște ceasuri, câteva electrocasnice. Nu pot să cred! Cum ai putut să faci așa ceva fără să mă suni pe mine? Doamne, mă doare capul să iei obiecte de la un copil. Mă cunoșteai, dar nu eram cineva străin, că vorba aia facem afaceri de câțiva ani buni. Cum să faci așa ceva? Doamna Carmen Irimia, vă rog frumos, ne cunoaștem de ceva vreme. Aveți grijă la tonul dumneavoastră că vă enervați degeaba. Eu sunt om de afaceri, da? Pentru mine asta este așa o afacere. Și dacă nu venea la mine, se ducea la altcineva. Oricum băiatul avea în cap să se ducă undeva, să valorifice, să fructifice lucrurile astea. Slavă Domnului că a venit la mine și avem numărul și ne cunoaștem și ne știm. Dacă nu v-ar fi sunat nimeni să vă spună nimic de ce face el. Noroc că eu mi-am dat seama. Pentru că lucrurile nu reprezentau o mare valoare. Am văzut că nu a mai venit după ele să și le ridice și atunci mi-am pus întrebări când am văzut că a venit și cu apartamentul, unde am văzut în contract că sunteți trecută ca și coproprietar. Cu apartamentul. Apartamentul... Cu actele. Cu actele, în regulă, m-am uitat și acolo am văzut că sunteți coproprietar. Acel apartament, da. Ferește, maica Domnului, Doamne, ferește! Cum, domnule, și ce ai făcut, domnule, dacă a venit cu actele apartament? Păi ce era să fac? M-am gândit mai bine să-l iau eu, pentru că știți că eu nu sunt băiat rău, mai ales că ne cunoaștem, decât să se ducă la altul străin. Așa cum așteptam, fisușca îmi face de cap pe averea familiei. Mare pramatie. Eu l-am întrebat, părinții tăi, ce părere au? Dumnezeule, doamne, și câți bani ați dat, domnule, pe apartamentul? Apartamentul ăla e al meu, domnule, e proprietate, domnule. Eu înțeleg, se subînțelege, însă eu i-am dat lui 50.000 de euro și trebuie cumva, sub o formă sau alta, să-mi recuperez acest. Da, i-am dat cash 50.000 de euro și trebuie cumva să-mi recuperez acești bani. De asta v-am și sunat. Nu vreau să ajungem la alte neînțelegeri, el fiind mai necopt, mai tânăr. Doamne, nu pot să cred, doamne, eu nu pot să cred așa ceva. Cum ai putut, doamne, să
Știu că încearcă să mă scoată pe mine vinovat, dar în întreaga situație Fisu este problema. Carmen, uite care e treaba. Dacă mă iei așa, până la urmă trebuie să dăm cărțile pe față. El a venit cu atașat acolo la contract și cu o procură semnată la notar pe care o are, că tu l-ai împuternicit pe el să facă băiatul ceea ce vrea cu apartamentul. Nu mai e vina mea. Procură mare să nu fac mai nicio procură, e fals, clar. Atunci înseamnă că situația se complică și am făcut foarte bine că te-am sunat, pentru că noi doi ne putem înțelege altfel. Nu vreau să se ajungă la alte probleme. Uite care e situația. Eu te mai pot lăsa o săptămână, discut cu tine de data asta. Te mai pot lăsa până la sfârșitul săptămânii și trebuie cumva să acoperim gaura. De asta am preferat să vorbesc direct cu tine. N-are rost să... Mi-am sărit din fire când mi-ai zis tot ce mi-ai spus, că am amanetat, că am făcut cadreta să ajungă să amaneteze și apartamentul, asta e chiar de tot. Îmi pare sincer rău că femeia s-a trezit într-o asemenea situație. Voi face tot posibilul ca să ieșim cu toții bazma curată. Iartă-mă, Alex, ai dreptate. Ce să fac? Trebuie să vin să-ți plătesc, să recuperez apartamentul, că ăla nu face 2 lei, ăla face peste 100.000 de euro. Asta e, acum, dar ce să-i fac? E copil, dar... La toate mă gândeam, dar să amaneteze un apartament chiar nu vine să cred. Da, îmi pare rău să știi că eu totuși te înțeleg. Pentru că aici la noi vin tot felul de oameni cu probleme de-astea și mereu iau piept cu realitatea de maniera asta. Îmi pare rău și mie să știi. Da. Hai, atunci da. Ne vedem în zilele următoare și o rezolvăm. Avem numărul unul altuia și ne sunăm. Orice ar fi, o rezolvăm noi doi ca adulți. Bine, bine. Să rămână o zi bună, la revedere. Bine, la revedere. Așa cum ne imaginăm, vestea asta a picat ca o bombă pentru Carmen. Ia să văd ce mai face asta, ce mai face, mă, copilul ăsta. Să urmăresc eu pe conturi. Asta e prea mult. A amanetat apartamentul ca să-și ia mașină nouă? Nu pot să cred. Ce? Bă, nu mai văd bine nici cu ochelari, mă. Asta e fata lui Manuel. De ce încă i-a băgat toate prostiile astea în cap? Vai, când o prim pe Manuela, praf o fac. Atunci când ești condus de furie, nu e cele mai bune decizii, iar Carmen a reacționat impulsiv și a invitat-o pe Manuela la ea acasă, care nici nu se așteaptă să fie întâmpinată de prietena ei în acest fel. Bună, Pisi! Eu nu te primesc în casă. Ce Pisi, nici o Pisi. Dar ce-i, mă? Carmen, ce s-a întâmplat? Ream. Știai că fiica ta se vede cu fiime? Că au o relație? Fiimea? Da. Mă rog, da. Da? Și de asta ești așa? Într-o care eu nu sunt de acord. Pentru că știi ceva? Fiimiu mi-a amanetat un apartament. Mă rog, unul din ele. Poh, un ce? Așa. Și-a luat mașină ca să o dea pe fiita pe spate. Să o ducă cine știe prin ce locuri. Carmen! Luxuriante? Ce Carmen? Așa este cum îți spun eu. Mă, stai puțin, nu vine să crezi. Ascultă-mă! Deci eu... cred, de fapt sunt sigură, că tu i-ai băgat lui fiică ta în cap să-l soarcă de bani pe fiime. Carmen, cum poți să gândești așa ceva? Copilul meu nu făcea așa ceva până acum. Anca nu e crescută prost și sunt convinsă că n-a avut nici cea mai mică intenție să-l facă pe Edi de bani. Și eu, altă fraieră, am căzut în aceeași capcană ca și fiime. Păi plăteam eu vacanțe și pentru ea, sigur tu i-ai băgat în cap lui fiita să-l soarcă pe fiime de bani. Carmen, te rog, liniștește-te și hai să vorbim ce legătură are apartamentul cu fiimea, că nu i l-o fi dat ei. Mă, nu înțelegi că fiimiu nu cheltuia sume de astea incomensurabile. De când, ce ai zis că și-a luat? De când o cunoaște pe fiita? Mașină? Păi da. Și-a luat pentru fiimea? Da. Hai mă, Carmen, măi, tu nu, ascultă-te. Manuela nu a dat la întors cu mine că ce? sigur tu ai învățat-o pe fiita să facă. N-am cum să o învăț, tu o cunoști. Mă rog, nu de foarte mult timp, dar o cunoști. E o fată cu minte. Nu ar face așa ceva. Crezi? N-am învățat-o. Crezi să tu? Fac așa ceva. Măi, Carmen. Ce? Înțelege-te, nu-i lipsește nimic, Carmen. N-aveam cum să o învăț treaba asta. N-aveai cum să o înveți? Dar dacă totuși, hai să spunem că să-ți dau crezare. Eu am să mă duc acasă și am să spun să returneze tot.
Dar ce putea să-i dea? Nu știu, n-am văzut. Lucrurile astea nu rezolvă nimic. Ce să înapoieze tot când eu am rămas fără un apartament? Am făcut eu niște calcule și mi-am dat seama ce voiau Manuela cu fiisa. Să ne stoarcă de bani. Carmen, a luat-o razna. Stăteam eu vreodată în banii ei? Să nu-mi spui tu mie că nu știu ce. Fii tăi o needucată, nu i-ai dat educație cum trebuia. Auzi, până aici. Ce până aici? Până aici, te rog. Ce până fata aici, fata mea, așa, e bine crescută. Bă, e prost crescută, îți spun eu. De ce? Eu. Că ți-a vândut fiți apartament? Ce? Cine știe ce golane le-a mai băgat? Nu i-a dat lui fiul meu bani. Dar cui i-a dat? Cui i-a dat? Ți-a luat mașină, tu ai spus cu gura ta. Da, pentru fiita, că ea l-a pus la cale, tu ai pus-o pe fiita, să-i bage lui în cap. Tu că am dat-o mașină, ai pe numele lui. Ce cum așa, tu cu fiita? Măi, fată, înțelege! Mi-ați nenorocit, băiatul, tu ai nenorocit și pe mine. Mă simt jignită și umilită, dar promit că pentru toată scena asta va plăti scump. Cu astea două am terminat-o. Sunt niște profitoare și m-au jucat pe la spate. Dar tu ce crezi? Ce crezi? Că mă pretez la banii tăi sau fata mea? Tu crezi că eu n-am bani? Nici nu vreau, nici o să te mai văd pe tine. Nu vrei? Nu vreau. Ieși afară, bineînțeles că am să ies. Asta, gata, am terminat-o cu tine. Am terminat-o și eu cu tine. Hai, ieși. Totul până la familia mea, să-ți ieși, minte. Ieși, du-te, duce-te. Și tu cu banii tăi cu tot. Acesta pare a fi sfârșitul unei prietenii între două femei trecute de prima tinerețe, de la care te-ai fi așteptat să fie raționale, nu colerice, calme și nu pline de nervi și frustrări. Dar acum este prea târziu pentru a mai da înapoi. Cărțile au fost aruncate. În apartamentul lui Eduard își vede liniștit de rutina zilnică, fără să-i treacă prin minte că a provocat doar neplăceri părinților săi. Nu cred, mama, iar dai puzna peste mine, te rog frumos, sun la baie, lasă-mă în pace. Ia vină-mi, am de vorbit cu tine, vină-mi, așează-te-n pat, că am de vorbit cu tine. Ce mai vrei iar? Ce mai vreau? Să știi că sunt foarte dezamăgită. Cum ai ajuns, mă, să furi actele după apartament, mă, și să-l amanetezi, mă? A venit patronul și mi-a spus, mă, cum ai putut, mă, să faci așa ceva? Când eu țineam partea, ai văzut când a venit cu ăla, n-avea și el altă treabă, adică să vină repede la tine să spună că, da, mama, aveam nevoie să... Ce aveai nevoie, mă, să amanetezi în un apartament? Da. Băi, băi, copilule! Mama, știu, să am greșit. Să nu dai seama ce-i faci, mă? Îmi pare rău. Că ai amanetat, nu știu ce lucruri din casă, dar o locuință, mă, un apartament de atâtea sute de mii de euro? Voi nu mi-ați fi dat bani pentru mașina aia. Tu știi ce mașină mi-am luat? Mașină, mă, tu nu cumva te-ai apucat iar de pariuri, mă? Nu, mama, nu. Mi-am luat o mașină care costă foarte mulți bani și o mașină pe care toți prietenii mei o au. Bine, sincer, acum mi-am luat un model mai vechi. Mă, dar cine ai vorbit, mă, cu noi, mă? Cum ai ajuns, mă, tu să furi, mă, să ne furi actele din casă, mă, dar nu ne-am furat. Dar ce ai făcut? Indirect, tu ai fost de acord cu asta pentru că ai dat o semnătură pe un act pe care nici măcar nu l-ai citit. Nu știu când s-a transformat din copilașul meu frumos într-un hoț. Chiar dacă fură de la noi, de la părinți, tot hoț se numește. Ce să-ți povestesc? De parcă ar sta ea în apartamentul ăsta. Are bani să cheltuiască încă două vieți de acum încolo și tot se plânge. Mă, ție nu ți-e rușine, mă, că mama, nu mai sunt copil de 2 ani, te rog frumos. Nu ești copil, dar, ba da, ești cel mai mare infantil, spun eu. Ce? Termină cu asta, mama. Aveam nevoie de bani să-mi iau o mașină pe care mi-o doream. Păi gândește-te, mă, că eu am pornit de la zero, mă, cu taică-tu și tu te-am ținut în puf, mă, te-ai trezit în de toate, mă. Și cum Dumnezeu ai putut, mă, să faci așa ceva? Mama, și așa voi nu-mi dați toți banii pe care eu mi-i doresc. Păi am dus muncă de lămurire, mă, cu tactul, mă, să-ți iei tu banii din chiric și nu tot nu-ți ajung, mă, păi ce sunt alea, două, trei chiric, crezi că mie mi-ajung așa? Nu ți ajung decât îți trebuie, mă. Mă, tu știi cum am pornit noi, mă? Mama, tu știi că noi în loc de geamuri aveam celofan, mă? Nu mă interesează, mama. Nu mă interesează pe mine. Mă, stăteam cu un amăr de reșou de la DBC, mă, cu ăla făceam și mâncare, mă, copii. Și ai vrea să mă întorc și eu tot să stau cum erați voi, nu? Am muncit, dar ne-am găsit, dragii mei, pe tine nu te-am pus la muncă, nu te-am responsabilizat, iartă-mă, nu, băi, mama, fii atentă, e foarte simplu, tu o să plătești rata asta la apartament, fără să știe tata. Ce vorbești, mă, ce mama, termină-te, mama, lasă-mă! Când o apucă crizele pe mama, nu te mai poți înțelege cu ea. Și asta n-am suportat niciodată. Ce, mă, tu mă crezi proastă, mă? Eu nu știu să umblu pe rețelele de socializare? Tu crezi că n-am văzut, mă, și mașina, mă? Am văzut, te-am văzut, mă, și cu Anca, mă. Păi știi ce-i greșit că sunt într-o relație cu ea? Cu Anca, cum adică? Băi, tu știi cine e Anca, mă? Cine e Anca? E fata cei mai bune prietene de-a mea. Foarte bine, ce-i greșit într asta? Uite, domnule, stau jumătate de oră în oglindă să-mi fac părul și vine maică-mea să-mi bage mâna în cap și să-mi strige toată treaba. Dacă află taică-su de toată nebunia cu amanetul, păi ce-i fac eu că-l iau de ciuf? O să fie
pistol cu apă față de ce o să-i facă taicăsu. Cum, care e problema mea? Mama, bătălește, pe bune! Cum, care e problema mea? Te dau afară, pe bune, te dau afară din casă. Bate, la pus, păi, Anca, pus-o în măsa să te soarte, dar mă, băi, atât de fraieră și atât de naiv ești, mă? Mama, tu știi cât am muncit eu, că am muncit cu Anca să fie împreună cu mine? Ce ai muncit, mă, ca să fie cu tine? A trebuit să duc muncă de lămurire, să-i fac cadouri, să... A, deci recunoști, nu? Că ai cheltuit banii. Mamă, dar orice fată în ziua de astăzi își dorește un băiat care să aibă bani. Să-ți lipezi două seamul de vezi! Mama, te rog frumos, mama, ne aud vecinii, te rog frumos, popolește-te, popolește-te! Acum nu-ți mai țin, frate, partea și te-ai spus și eu, tactul, să știi! Fetișoara aia l-a făcut cu capul. Nu mai pot să mă înțeleg deloc cu el. Începând de azi, nu mai stai aici! Tu ești pericol social? Nici o mamă! Mama, cum să fiu pericol social? Tu ești pericol social! Mama! Păi să furi actele din casă, vă? Nu le-am furat! Mă! Mă! Bă, uită-te încoa la mine! Bă, și o termin și cu Anca asta, nu, înțeles? Nu, mama, Anca bă, urmează să se mute la mine! Ce mama, termină-te cu tata, e absurd! Urmează, mă, să se mute la tine, bă! Da, o să, o să se mute la mine! Tu de azi încolo nu mai locuiești aici! Clar! Mama! Păi tu te ascultă, mă, mama, te spun eu! Dă-te, mama, termină-te, lasă-mă că abia n-am făcut părul, lasă-mă în pace! Ce faci, bă, dai mine, mă? Nesimțitule ce ești! Uite ce mi-ai făcut, pe bune! Lasă-mi de-o ție, mă, mă duc eu și te spun acum, lui tactul! Auzi? Dă cheile imediat de la toate! De la apartamente, de la casă, de la mașini, hai repede! Eu nu mă despar de Anca niciodată! Am făcut mult prea multe sacrificii să fiu împreună cu ea! Ai 5 minute să-mi dai toate cheile, să-ți faci bagajul și să mergi acasă! Atât! Am zis că, uite, mi s-a făcut și rău, mi-a scăzut naibii glicemia. Mama, apartamentul ăsta e al meu, mașina e pe numele meu, nu vin nicăieri. Tu, băi, în momentul ăsta, pleci acasă la mine. Mama, du-te, termină-te, te rog. Dă cheile imediat. Aoleu, ce-mi face mie plodul ăsta? Doamne, Dumnezeule, cu ce ți-am greșit, doamne? Este cu mintea împrăștiată. L-a lovit dragostea prea tare. Dar lasă că-i scoate o gărgăunie din cap. Băi, așa dată din baie, fă-ți părul ăla mai repede și hai că nu mai stau mult după tine, ți-am zis? Nu vin nicăieri, potolește-te, te rog! Hai, dau cu geanta asta, Anca, uite-te-n pala mine! Să crești un copil timp de 22 de ani și mai apoi să-ți închidă ușa în nas este extrem de dureros pentru un părinte care merită cel puțin un gram de respect pentru toate sacrificiile pe care le face. Dar în vocabularul lui Eduard, cuvântul sacrificiu este inexistent, pentru că el are în minte doar două lucruri, bani și Anca. Am pus-o pe Anca să mute înapoi acasă până de rezolvă toată situația cu mama. Vai, ce sacrificiu ai făcut, Eduard! Cu siguranță această decizie îți va salva relația cu părinții tăi. Ne parcă faptul că Anca locuia cu tine te-a adus în acest punct. Exact la timp. Ce-i cu tine pe aici? Salut, domnule. Salut. Unde? Aici? Da. Păi, mi-am cumpărat un apartament aici. Cred că știi cine locuiește aici, nu? Exact, da. Să fiu mai aproape de Anca. Păi, băiatule, cum să fii tu mai aproape de Anca? Stai puțin, Anca e împreună cu mine. Păi, și dacă e cu tine, ce, nu pot să locuiesc și eu aici? Sau care e problema? E... Te-ai mutat sau ce? Că nu, asta nu înțeleg și te întreb. Da, am cumpărat un apartament într-un bloc. Tu ai cumpărat un apartament? Da. În același bloc cu Anca? Exact, da. Încearcă să mă întărite, să fac mare scandal aici. Asta își dorește. Oficial, Eduard cu Anca sunt împreună. Nu cum e deloc asta. Bă, băiatule, mie mi se pare deja că devii obsesiv, adică stai puțin, te muți în același bloc, în aceeași cară cu ea. Bă, băiatule, înțelege, noi suntem oficial împreună și te rog foarte frumos, nici măcar să te apropii de ea, pentru că almite, nu știu, s-ar putea să te alegi chiar cu o plângere. Bă, băiatule, ușor cu jignirile astea. Ai grijă că nu îmi permit de la oricine să am grijă ce cu vrea. Ce bă, cum vorbește, ai grijă cu tonul, te rog. Vorbești cum vreau că-mi permit. Şş, mai încet. E un nimeni. Și așa o să fie toată viața lui. Nu-l suport deloc. Mai încet. Bă, băiatule, bă, nu-mi spui mie să mai încet. Prea ridică tonul la mine. Așa, tupeu și pe stomacul gol. Bă, băiatule, ia-mă mâna după mine, ia mâna după mine, n-auzi? Dă-te, ia mâna după mine, ia mâna după mine. Băi, ia. Ce? La o parte, ce faci aici? Cine ești, bre? Ce faci aici? Stai, tată, că n-am nimic, lasă-mă în pace. Tată? Ce să ce sunteți ce din familia ce aia? Ce faci? Cine ești tu de dai în băiatul meu? Cum adică cine sunt eu? Cine ești tu de dai în băiatul meu? Și degeaba că eu că un papagal nu-l băga în seamă. Un papagal? Ce papagal? Băi, băiatule, băi, stai mă cu minte. Cine ce trebuie tu cu el? Păi cum adică ce trebuie? Cine ești tu? Jignește. Păi cine ești tu? Lasă mâna jos. Cine ești tu? Ia uite, bine că a venit Tasu să-l salveze. Lasă că dau de pământ și cu ăsta. Uștii ăștia caută să facă conflicte cu orice preț.
niște copii needucați. Cine ești, mă, tu? Pe cine sunt eu? Oricum sunt peste voi, băi, sărăntocilor, băi, parvenicilor. Vezi, bă, cum vorbești. Băi, băiatule, băi, băiatule, băi, băiat! Am reacționat impulsiv. Am greșit. Ce să fac? O, Doamne, asta nu e bine deloc. Da, deloc nu e bine. Tată, tată, ce e făcut lui ăsta? Ce are, mă? Scoală, bă, de aici. Ia, bă, scoală, bă. Ia vezi, mă. Ce are, mă, tată? Bă, tată, ești nebun și tu sună ce la salvare. Ăsta? Păi sună acum la salvare. Sună, mă, la salvare. Și ce spunem? Că n-are să nimic, poliția. Sună la salvare, n-are, mă, descurc eu. Sună la salvare, lasă. Ce strat. Dumnezeule mare, așa tată, așa fiu. Să presupunem că inconștiența lui Eduard este cauzată de vârsta fragedă, de gelozie. Dar domnul Irimie este un bărbat în toată firea. Cum să facă una ca asta? Au trecut 2 zile de la incidentul din fața blocului Ancăi, iar soții Irimie a decis că este timpul să aibă o discuție serioasă cu Eduard, care se lasă aștepta. Unde e? Ai vorbit cu el, știi ceva? Nu. L-am sunat, nu răspundem, dă ocupat. Vine el. Păi și ce fac, stau eu după el sau el după mine? Păi frate, bă, deci n-am văzut așa ceva. Așa un tupeu mizerabil la amândoi, au ajuns să mi se cocoațe în cap. Oh, băi zadeaua. Ai venit, haide încoace, haide, haide. Mai cu suflet, mai cu suflet. Mă aștepta să ce se întâmplă. Eu te-am chemat acum o oră. Fac consiliul de familie în doi, fac doar cu măta, ce face? Păi și în curte v-ați găsit? Păi da, unde? E scurt, nu stau la ședință, cu vină cu... Ce se întâmplă? Vină cu ace, că nu vreau să mă audă vecinii. Te ascult. Mai aproape. S-a ajuns prea departe. Și problema e că lucrurile s-au complicat foarte mult între timp. Vreau să spun că m-am săturat, da? De toate belele făcute de tine, da? Mamă, cu ce toate, spune tata aici, că nu? Cu toate cheltuielile suntem sub minus, rău de tot. Ce vrei să spui? Înțelegeți că din clipa de față, da, terminăm cu prostii, terminăm cu viața de până acum, tu faci ce faci și îți găsești un servici. Hai, tata, te-ai termin găsit acum să lucrezi. Hai, tu termin cu deplasări, cu insule, cu nu știu ce. Ce vrei să zici? Eu am pus iactul în vânzare. E... gravă situația financiară. Nu-mi place că tata este atât de radical. Pur și simplu nu se poate înțelege omul cu el. El trebuie să se responsabilizeze. Păi, omule, cum să cu ce să mă responsabilizez, tată? Să ai o slujbă, să vin pe picioarele tale. Nu-mi trebuie exclus. Nu mai trage de mine. Cum să aibă, mă, o slujbă? Fii atentă. Ce slujbă să aibă? Așa cum au toți tinerii. Ce? Lasă că ți-o ocupă tot orașul meu. Dar nu mă interesează într-o ajută. O să se ocupe de afacerile noastre, omule. Cine? Eu. Niciodată. Că nu avem pe altcineva. Niciodată. Dacă tot unul singur. Bă, e un singur băiat. Dacă afacerile noastre. Dacă merit, atunci cine? Cui îi dai averea? Afeci, care avere? Asta pe care o avem. Nu mai există avere. Cum nu mai există, mă? Dar ce ai făcut? Atenție. Auzi? Îți dai seama ce s-a întâmplat când ăsta s-a bătut cu ăla de Robert? După ce că stă cu fundul pe un malder de bani, acum s-a trezit să mă trimită pe mine la muncă. Mai mare râsul. M-am băgat pentru că era copilul meu. Trebuie să-l lași acolo, să ne vedem noi tu de treabă. Tu dai seama că putea să iasă mai rău de atât? Ce putea mai să... rău de atât? De ce, mă? Ala ai lovit... Ala-i lovit la cap. Tasu are pretenții, am vorbit cu el. Tată, tu nu păi trebuia să te bagi, era strict problema mea, nu trebuia tu să te bagi. Și să te lasă, te omoară ăla. Da, trebuia să-mi văd eu de treaba mea. Bine, așa e să fii de mâine încolo. Nu trebuie să stai tu să mă urmărești, ideea următoarea, ăla vrea mult. Șt, ăla are pretenții mari de milioane. Ce milioane, mă, ce milioane? Ăla, tata lui Robert. Lasă că-i bagă mințile în capul ăla. Unde, ce probleme are? Lasă, tată. La internet, ăla că-i bagă mințile în cap. Am ajuns să ne certăm ca la ușa cortului. O să ne râdă toți vecinii. În clipa de față, te duci sus, îți iei bagajele și pleci, nu mâine. Tata, azi. Știi ceva? Acum știi pleci. Ceva, tata? Acum pleci. Nu-mi pleacă nicăieri, că mai sunt deși dator 50.000 de euro. Acum știi? Așa ceva nu se mai poate. Eu trebuie să aflu adevărul. Mi se ascund foarte multe lucruri. 50.000 de euro? Da, 50.000 de euro, cum auzi? Da. Asta nu înseamnă nimic. A, nu? Nu, pentru că... 50.000 de euro nu înseamnă nimic. Mai important de atât, o să fiți bunici. Ce? Ce o să fii, mă? Da, cum ați auzit, o să fiți bunici. Cu cine? Nu, nu se mai poate. În clipa asta, voi, aliați între voi în nenorocirile astea, trebuie să spuneți adevărul. Acum! Acum, gata, nimic, s-a încheiat tot.
Mamele sunt mame, blânde și protectoare cu copiii lor, dar de data asta Carmen nu mai are scăpare oricât de mult își dorește să îl apere pe Eduard. Atât el cât și ea vor fi nevoiți să spună adevărul în prezența Ancăi și a Manuelei, care sunt implicate direct în această poveste, mai ales acum că sunt pe cale să facă parte din familia Irimia. Vreau să știu adevărul, gata cu minciunile. Tată, lucrurile sunt foarte simple. Ce sarcină? Ce copil? O să-ți explic foarte simplu. Într-un moment în care mi-am dorit să fiu și eu exact ca prietenii mei, am hotărât să dau spre Amaneta acel apartament pe care îl aveam noi de 78 de metri amărâți pătrați acolo câți erau. Am luat 50.000 de euro pe ei. Bineînțeles că luându-mi mașina nu am mai avut cum să plătesc acel amanet. Mama, în momentul în care a aflat și ea, pentru că se cunoștea cu domnul acela de la amanet. Tu ai știut? A aflat, da, de curând. Și am pierdut apartamentul. Iar Anca, iubita mea, sigur... Iubita ta? Da, Anca, ce căutăm aici? Eu tot n-am înțeles. Nu-ți spun, mamă, ce e însărcinat. Măi, tu îți dai seama, deci mamele noastre s-au certat foarte tare. Ți se pare normal? Dar stai puțin, și maică ta, cum maică mea s-au certat, nu înțeleg de ce, adică nu văd motivul. Doar pentru că suntem noi împreună? Doamne, deci nici măcar nu contează motivul, s-au certat? Și vrei să... nu contează. Ba da, contează. Vrei să mai știi ceva? Chiar vrei să mai știi ceva? Mai e ceva de știut? Da, mai e ceva și mult mai grav. Ce? Sunt însărcinată. Stai, cum? stai. Cum adică ești însărcinată? Nu știu cum. Anca. Nici stai puțin. Anca. Asta chiar e grav, adică... Toma, și ți-am zis că este grav. Anca? De cât timp e sarcina lui Anca? Cum? Tu ești însărcinată și eu nu știu? Păi, practic, n-aveți nici măcar două luni de relație, nu? Da, așa cam este. Cam acolo. Două luni. Da, luni de relație. S-a întâmplat. Nu e ca și cum ne-am dorit acum să facem un copil. Nu, l-am făcut eu. Dar noi l-am făcut. Considerăm că putem să-l creștem, adică... Cum puteți, mă, voi să-l creșteți? Dacă am avea sprijinul vostru, a familiilor noastre, cu siguranță am reușit să-l creștem împreună foarte frumos. Până la urmă, de la vârsta asta vă legați la cap cu un copil? Dar nu contează. Noi? Anca, de ce? Eu nu știu ce căutăm noi aici. Cu toată sarcina ta. Chiar. Mamă, tu ce ai cu sarcina mea? Ți-am spus urma să zic, nu am putut să zic, nu am avut curajul să zic. Nu vreau să te las în familia asta. Nu e prietena ta cea mai bună? Cum nu vreau să te las în familia? Prietena mea cea mai bună, să spună ce mi-a făcut. Cea mai bună prietenă, dulci, nu voi? Mai, da, vândut apartamentul, i-a cerut fimea bani. Manuela, cine i-a cerut? Ce a cerut? Ce mă ți-a cerut? Carmen m-a condamnat că... Ți-a cerut fata Anca? Bani? Nu, mamă, asta ai făcut? Zis? Da, asta am făcut. Că Anca mi-ar fi cerut mie vreodată bani? Nu e prietena ta. Nici afară, din curte. Mamă, dar asta nu-i corect. Anca niciodată nu mi-a cerut nici măcar un leu sau vreun cadou. Păi niciodată tu la ce ai făcut asta? Sume de astea uriașe. Pentru că asta fac toți prietenii din anturajul meu. Cum să facă toți băieții? Și dacă aia dădea foc... Vorbești despre un apartament de parcă ar fi, nu știu, o vacanță la Olimp. Da, pentru că știu, de papuci, știu foarte de bine. E un apartament pe care l-ai amanetat. Da, dar părinții mei, de exemplu, dețin apartamente mult mai scumpe. Noi am muncit să le cumpărăm, și eu și măta am muncit. Da, dar consider n-am dormit nopțile. Consider nu că meritam și eu o mașină, că n-am făcut altceva cu banii. Cum noi te-ai consultat? Ce mi-e dor să am eu ideea, cu tine în ideea situația de a asta? Munci pentru a avea ceva, îți este chiar atât de străină, Edi? Da, pentru că părinții mei niciodată nu m-au trimis la muncă. Adică mi-au spus că e necesar să fac o facultate și poate îi de ajuns până acum. Și uite, vine un copil, are dreptate. Da, ce de acum faci? Încolo chiar o sunt dispus să muncesc. O să vinzi apartamentele părinților tăi în continuare? Nu, o să-mi deschid o afacere. Vinzi piei de cloșcă, moarte. Anca, eu zic să plecăm. Doamnă, mamă, te rog. Vă rog să înțelegeți că eu și eu Anca vrem să fim copil împreună. Nu poți să crești. Vrem să creștem copilul împreună, noi doi, dar cu ajutorul vostru, pentru cât că sunt familiile noastre. Cât ai făcut? Mamă, amaneți și multe altele. Da, mamă, și fata mea nu vreau să intre în această familie. Vezi ce ai făcut cu răsfățul și se... Îmi cer scuze, doamna Manuela. Cu secretele tale că l-ai cocoloșit și ai ascuns de mine tot ce ai știut? Când eram eu paranoia cu electronicele din casă, unde sunt? Hai,
Că tot spunem adevărul. Ai făcut asta? Unde sunt? Spune-mi! Spune tu! Asta-i clipa. Aveam nevoie de bani, dar... Nu, măta să-mi spună. Ce să spun, domnule? Spune. Ce să spun? Atât l-a dus capul. Le-am Cine? Anetat, na. Le-am anetat. Și mie îmi spuneai că sunt în gar... Băi, nu poți să crești un copil, nu poți să-ți minți nevasta, care încă nu ți-e nevastă, și nu poți să-ți crești copilul în minciună, din pomană, de la mine și de la soacra ta. Sau, mă rog, de la doamna Manuel. Nu se poate! Da, tată, pentru că, uite, tu așa ai fost întotdeauna. Îmi dădeai acolo banii, îmi scoteai ochii cu banii de pe 3 chirii și credeai că eu gata, reușesc să mă descurc cu banii aia. Măi, Edi, tu te auzi vorbind? 15 apartamente sunt 3 chirii? Tu te auzi vorbind, vorbești despre sumele acestea ca și când ar fi firimituri. Păi o nimica da. Toată. Eu așa am fost obișnuit, adică încă de mic așa am fost obișnuit. Și pe lângă asta am intrat oricum la o facultate unde toți colegii mei au foarte mulți bani. Ce facultate? Că te duc din an în pași din post în Crăciun cu restanțe câte 10 dintr-un an într-altul? Uite că mă descurc, trec acolo. Anul 2? Anca, eu nu vreau în familia asta, nu vreau! Nu, mamă, îți dai seama că... Anca! Doamnă. Datoria lui ca tată, în clipa asta, el e tată. Ca viitor, tată. Clar! În clipa asta, el e tată. Ce face el? Stă la mână întinsă? Nu vorbesc de tine, că ești fată. Și altă relație cu mama ta. Dar și dumneavoastră ca tată, totuși ar trebui să-l susțineți. Puțin. Cum poate el să gândească că prin furt, prin minciună și prin agresivitate. N-am băgat mâinile în jurul nimănui. Nu era pe numele tău, înțelegi tot asta? Tot este. Omul de la Amanet a sunat-o pe maică-ta tocmai pentru că și-a dat seama de acest Dacă lucru. Dacă nu ne cunoștea omul ăla... Apartamentul era pe numele mamei. Nu, era apartamentul lui maică-ta ăla. Da. De suflet. Dar eu i-am dat mamei niște acte pe care să le semneze. Mama nu a fost atentă la ce a semnat și atunci și am putut să-mi dau spre... Fals și uz de fals să numește în termen pe... Așa îți vei crește copilul, tată? Gândește ca nu un poți tată. Să mă numești hoț. Nu, ba da. Ba din banii familiei. Și până la urmă, da. Uite, până la urmă, Edi, pentru ce ai făcut tu asta, da? Pentru ca Anca. Să o dai pe spate adică pe Anca. Mine. Hai să fim serioși, că nu este ca și când... O secundă. Mașină. Nu este ca și când tu și Anca aveați 10 ani de căsnicie și... Ai vrut tu neapărat să-i faci un cadou deosebit Ancăi, da? Da, da. Ai vrut pur și simplu să o bagi în patul tău. Scuzați-mă că vă aud urechile asta, dar asta s-a întâmplat. Nu te-ai gândit că trebuie să o dai pe spate? Să o impresioneze. Da, pentru că în timp ce eu încercam să o cuceresc pe Anca, păi nu așa se cucerește o femeie, din păcate. Pretendenți care veneau la ea la fel cu mașini de lux. El și cu Robert. Oferte de vacanțe, așa, în țări exotice, cadouri scumpe. Și atunci, eu cum mi-am dorit-o foarte mult pe Anca, am fost dispus să fac absolut orice așa pentru este. Ea. Așa este, și-a dorit-o. Nu o iubește, și-a dorit-o. Îmi cer scuze, doamna. Dar cum să spuneți asta acum? Ba da. Nu vreau un pierd de vară în familia mea. De ce-l faci un pierd de vară pe fine? Cine? Tu să taci că m-ai dat afară din curtea asta. Nu am să regret absolut nimic. O să vezi că o să se angajeze și o să muncească pentru noi. Dacă iubirea învinge. N-ai să fii, mamă, n-ai să fii. De ce nu am să fii? Pentru că nu te vor. Dar nu contează dacă mă vor te vrea. Ei. Mă vrea Edi? Este suficient pentru mine. Vreau doar să primesc sprijin din partea voastră, să înțelegeți că eu o iubesc pe Anca și vreau să formez o familie cu ea. Acolo ceartă, aici ceartă, tot nu știu. De aceea, eu te-am rugat să nu mă pun să aleg între tine și el. Te rog frumos. Ai 9 luni la dispoziție să mă convingi că meriți. Te-a vrut în patul lui. Dar vedeți când acum... a țărutat la scară, știi ce s-a întâmplat după aia? S-a bătut cu Robert. Da, îl călca ala în picioare. Să faceți asta? Cum ați putut să-l bateți în mijlocul străzii? Anca, n-a fost chiar așa. El m-a provocat, tata mă urmărea și a văzut tot conflictul între noi și... Și a zis imediat una, că de ce nu? Tata, nu a fost situația chiar așa. Cum adică n-a fost așa? Adică stai puțin, mă crezi pe mine sau pe Robert? Robert m-a provocat și pe mine și pe tata. Așa și de ce a trebuit să dai în el? Pur și simplu tata s-a enervat, i-a dat una și de ce a trebuit să bage taicătul între voi? Pentru că tata normal că m-a văzut jos, s-a enervat și l-a luat pe ăla. Adică nu văd nimic greșit între asta. Stai puțin, de ce trebuie să reacționezi tu așa? Nu vezi nimic greșit în asta. Vă luați la bătaie în mijlocul străzii, în fața locului meu și nu vezi nimic greșit în asta. Chiar nu văd nimic greșit între asta, că nu văd de ce ne-a afectat nouă relație.
Și dumneavoastră ce ați făcut? Tu ai greșit, păi, tata. Păi îl călca ăla în picioare, dădea cu picioarele în el. Tu ce ai fi făcut ca mamă dacă o vedeai pe fetița ta călcată în picioare? Acum sunteți tată, până acum... Păi dar cum adică? Și de ce nu o susțineți în continuare ca tată? Știi cât m-a costat... Stai o secundă, stai să ne înțelegem. Știi cât m-a costat gestul ăla? Alo? Vă salut cu respect, domnul Bogdan. Da? Eu sunt tatăl lui Edi. Am avut o mică altercație cu fiul dumneavoastră. Aolea. Da. Și de ce îndrăzniți să mă sunați? Păi da, am zis să vorbim noi ca părinți, să discutăm, să vedem ce se poate face. Nu, stați un pic, nu vorbim noi ca părinți. Așa. Noi o să vorbim pe cale legală, nu așa la telefon. După tot ce s-a întâmplat, mai aveți și curajul să mă sunați, să ce, să vorbim ca părinți? Stimate domn, ideea următoarea. Puștiu a fost foarte obraznic. Nu vă mai spun cum s-a adresat, nu-mi permit să reproduc cuvintele pe care ni le-a adresat, nici mie, nici familiei mele. Foarte agresiv, da? E adevărat, eu recunosc. Mi-am ieșit din fire pentru că ne-a făcut... E agresiv și nu există cale legală și pentru asta, pentru că absolut. Mie putea să mergeți la poliție. Nu vă faceți dreptate singur. Așa este, tocmai că aveți dreptate și am zis să stăm de vorbă. Am zis să stăm de vorbă. Noi suntem oameni de afaceri și există o compensație pentru orice. Serios acum, de-aia v-am sunat. N-aș dori să ne măsurăm din niciun punct de vedere, nici financiar, nici juridic, ba dimpotrivă. Eu v-am sunat pentru că sunt dispus să vă fac o ofertă extraordinară. Am un apartament în centrul Bucureștiului, Piața Unirii. Vorbesc foarte serios, acum nu glumesc. 160 de metri pătrat, penthouse, deci, stimate domn, nu e niciun bâlci. Și dumneavoastră sunteți om de afaceri, am înțeles că sunteți în căutarea unui apartament. Dar v-ați documentat bine așa despre mine? Ca și dumneavoastră, ca și dumneavoastră de altfel, dar cu cele mai bune intenții, serios acum. Deci 160 de metri pătrați, terasă, credeți-mă, e o superbitate. Nu vă cer altceva decât să veniți să-l vedeți. Domnule, eu ce nu vă consider un om de cuvânt și știți ce? Până la urmă n-am nimic de pierdut. Absolut. Vă sun eu mâine. În jurul prânzului e bine? Prânzului. Așa. E perfect. Da. Bun, vă mulțumesc. Mi-a salvat copilul, mi-a salvat puiul. Nu aveam nevoie. Ce-s pe care tu nu l-ai... N-aveai nevoie, tot. E mai bun ca tine. Gândește-te că Edi, în momentul de față, se cam îmbată cu apă rece. El spune că va face, că va drege, că va muta munții din loc. Într-adevăr, un copil îți dă lumea peste cap. Sau vestea că va veni un copil. Da? Eu nu spun că nu-ți dă acel imbold, dar Edi este învățat să primească. Înțelegi? Nu vreau un pierd de vară în familia mea. Dar ce-l faci, mă, pierd de vară pe fine? Cine? Tu să taci, că m-ai dat afară din curtea asta. Așa, și? Că ai spus că fata mea încă o dată spun ți-l anemorcit. Păi pentru fata ta a făcut ce a făcut. Vai ca de capul meu. Ca să o impresioneze, să o dea pe spate. Până acum era un sfânt. Hei. Și deodată... Da. A făcut pentru... Tu auzi ce spun oamenii ăștia? Mă, calmați-vă amândouă! Da, pentru ea! Cum să mă calmezi? Eu spun să vii acum, că nu ai ce căuta aici. Nu, adică... Ia auzi. Nu ai ce căuta? Tu nu-l iubești, sunt două luni, habar n-ai... Dar de unde știi tu dacă iubești sau nu? Sentimentele astea. Anca, mereu m-ai ascultat. Nu știu. Ce ți-au făcut oamenii ăștia? Ce i-am făcut noi? Decât Carmen nu mai a jignit. Ce i-ai făcut tu? Habar n-am avut că există o relație între ei. Atât a făcut Carmen, te-a jignit. Cum am jignit-o, mă? Ce am? Ce cum m-ai dat afară? Ți-am zis că n-ai educat-o, atât, așa, doar și? Doar că l-ai spus că e o ușuratică. Băi, da. Și vrea banii tăi. Eu n-aveam bani să o țin sau ce? Tu dacă ai fi fost în locul meu, ce făceai? Nu făceai la fel? Dar nu câte greșeli ți-a făcut el înainte? 5 secunde în locul meu, n-ai fi el făcut la fel? El nu face greșeli da, doar de două luni. Opriți-vă puțin. Stai, mă, Anca l-a pus? Anca l-a pus să facă toate treburile astea sau l-a făcut el capul? Nu Anca! Am zis și eu! Am zis și ea! Da. Două luni a făcut atâtea greșeli! Auzi? Băi, fată, hai! Ia. Încă o dată spun! Nu intri în familia asta, așa cum spui, și ascultă-mă! Ascultă-mă! Auzi cum e privit fitul, poftim! Mișcă-te, gata, deci n-ai ce căuta! Nu, voi sunteți mulțumiți de ce ați făcut? Liniște, mă! Nu, e vorba de mine, tata, aici! E un pierd de vară! Să încercăm să ne calmăm puțin! Așa te privește lumea, un pierd de vară! Gata, haide, ți-am spus, haide! Măi, mamă, stai puțin, te rog eu frumos! Ce să stai, fată?
N-ai ce căuta acolo. Cum? N-ai ce căuta în familia asta. De ce nu am ce căuta în familia asta? E un chiar de vară. Vrei să am grijă de trei? Nu, nu o să ai grijă de trei. O să avem singuri grijă de noi. Nu o să aveți. Uite ce... Bă, mamă, tu nu înțelegi că eu o să fiu cu acest băiat? N-ai să fii, mamă. N-ai să fii. De ce nu am să fiu? Pentru că nu te vor. Dar nu contează dacă mă vor ei. Mă vrea Edi? Este suficient pentru mine. Edi, tu realizezi că dacă erai un băiat serios, nu se ajungea la așa ceva? Tu înțelegi că evenimentul acesta, deși na, v-a luat prin surprindere, nu cred că vă doreați la vârsta voastră să deveniți părinți. V-ar fi unit, nu v-ar fi dezbinat? Da, nu ți-ai fi dorit? Ok, ești tânăr, vrei să-ți trăiești viața, vrei să te distrezi, vrei să-ți faci de cap. Dar nu la modul ăsta. Dar măcar acum în al 12-lea ceas... Nu poți veni cu scuza că așa te-au învățat părinții tăi. Da, dar acum vreau să primesc sprijin din partea lor și vreau vrei? Să... Vrei? Da! Nu, nu ne rogi! Nu! Vreau doar să primesc sprijin din partea voastră, să înțelegeți că eu o iubesc pe Anca și vreau să formez o familie cu ea. Nu am să regret absolut nimic. O să vezi că o să se angajeze și o să muncească pentru noi. Ha! Ha! Tu chiar crezi treaba asta? Da, chiar cred. Măi, fată, chiar cred că o să se schimbe. O să regrești și ai să vii din nou la mine și ai să spui: mamă, dă-ne bani. Dă-ne bani că n-am cu ce. Nu, nu am să-ți cer nimic, tu nu vrei să înțelegi acest lucru. Dar tu știi ce te așteaptă. Tu știi cum se crește un copil. Da. Acum spui: da, n-am să vin. O să lucrăm. Care n-aveți bani? O să se angajeze și o să lucreze. Ce e greșit dacă este asta? Așa cum spui tu, luptă pentru iubirea asta ta. Asta sunt hotărât să fac. Lasă naibii vorbele și treci la fapte. Și eu vreau 1 miliard de euro, mâine. Ești mulțumită? Un pier de vară. Acum ce să mai și ce mai... să mai... Cea mai bună prietena... Cea mai bună prietena ta. Cea mai... Manuela. Tu vrei ca copilul meu să crească fără tată? Nu se poate așa ceva. Eu am crescut într-o familie normală, într-o familie... Băi, mamă, tu nu înțelegi. Te ajut eu, mamă. Dar nu vreau să mă ajuți tu. Tu nu înțelegi că vreau să crească, vreau să... Măi, să am fată, o familie normală. Deci te rog eu te frumos. Înțeleg că vrei, dar tată, dar el nu poate să fie tată. Aleg între tine și el. Doamna Manuela, vă rog. Dacă iubirea învinge, dacă acești doi tineri vor reuși să-și găsească drumul în viață, nu o să fiți în fața situației că o să vă doriți să vă mușcați limba? Pentru că ce le-au auzit urechile și felul în care v-ați înverșunat, eu nu spun că era de lăudat fiul dumneavoastră, da? Și dacă vreți să-i dați o lecție fiului dumneavoastră, lăsați-l să se descurce. Lăsați-l să vedeți dacă este într-adevăr acel bărbat. Dar la ce bun să aruncați atât venin, atâtea săgeți, da? Acest copil va veni pe lume. Depinde doar de cei doi tineri dacă vor reuși să treacă testul acesta al maturității. Și ce o să faceți voi după aceea? Aveți dreptate, dacă... Cum o să veniți voi? Știți, am greșit, îmi pare rău că am spus asta. Cum o să fiți acea familie? Nu suntem nici primii, nici ultimii. Aveți și dumneavoastră puțin răbdare cu noi. Și mai ales cu mine. Înțelegeți că mă pot schimba. Am doar 22 de ani. Te rog, cât timp schimba. Te schimbi? Cât timp, măi băiatule? Dar îmi oferi o șansă, mamă. Doar o șansă, atât vă rog. Vă rugăm. Dacă vrea să muncească, hai să-l trimitem la Sandu, la firma de taxiuri, la firma noastră, să-l învețe la ce și cum. Păi. Are, să zicem, 9 luni la dispoziție. Mai puțin de 9 luni. Ce să mă... Dacă se mișcă bine, dacă îmi seamănă și îți seamănă, că la prostii l-a dus mintea, să vedem dacă îl duce mintea și la muncă, poate îl ducem și la firma de transport, poate. Ca să aibă un venit asigurat, ca să se simtă stăpân, ca să fie responsabil, ca într-adevăr să fie un tată matur. Zic. Acolo ceartă, aici ceartă. Tot nu mai știu. De aceea nici nu vreau să nu mă nu vreau să aleg mai certăm. Între tine și el. Te rog frumos. Vorbim nu altă aleg dată. Între mama mea și... Am plecat. Vreau să mă relaxez, să mă liniștesc. Ok. O să vorbim altă dată. Am plecat. Dar fără ascunzișuri, fără minciuni, fără lucrări pe la spate, fără bani dați. Ei, poate s-a învegheat, nu mai face tâmpeni. Fără să știu eu. Anca, să știi că eu chiar sunt dispus să lupt pentru noi. Pentru noi și pentru copil. Pentru această familie pe care urmează să o avem împreună. Și
Promiți că nu o să greșești? Nu pot acum să-ți promiți promit că... Promiți că nu o să renunți pe parcurs? Promiți că după 2-3 luni nu o să-mi spui că îți este greu și gata, tu renunți? Anca, nu pot să-ți fac nicio promisiune acum. Nu pot să spun că totul între noi va fi frumos. Că o să avem doar zile frumoase. Că nu vreau asta, nu vreau să-mi spui asta. Vreau să-mi spui că poți să am încredere în tine și poți acum să pot să spun doar că sunt dispus să mă schimb în bine. Pentru noi. Te rog, înțelege asta. Ok. Cum ai făcut până acum? Da, asta am greșit, am fost prea permisivă cu el. Acum ce să-i fac? Să iau cap? Hopa. Ne vedeți aici pe noi, da? Te vedem. Ca să înțelegeți. Înțelegem. Așa vrem să rămânem. Așa? Împreună. Da. Așa? Da. Împreună. Păi vorbeați despre nu știu ce, că vreți să... Da, vrem să ne clădim împreună o familie. Așa? Construită pe adevăr, pe iubire, să fim fericiți împreună, noi și copilașul. Îți mai acord o șansă, ultima șansă. Ai 9 luni la dispoziție să mă convingi că meriți. Așa cum spuneam, dacă iubirea va învinge. Și uite că am vins. Să sperăm că va fi o dragoste eternă. Iar Eduard se va maturiza și va fi capabil să-și ducă până la capăt rolul de tată și viitor soț. Pentru că viața pentru el și Anca acum va începe. Cât despre soții Irimia, le dorim să fie înțelepți și să ierte. Pentru că până la urmă, din toate aceste greșeli, se va naște o nouă viață. Andrei, ridic-o. Hai, Marcela. Îmi pare rău pentru ea, îmi pare rău pentru situația ei, dar lasă-mă să nu cred treaba asta, că nu-și găsește în altă parte. Mă pedepsește Dumnezeu. Mi-am primit răsplata pentru că am fost o egoistă. Nu e adevărat, asta nu e mâna lui Dumnezeu. Te rog eu frumos, oprește. Atunci de ce mi se întâmplă mie lucrurile astea? Marcela este grav bolnavă. S-a confirmat pentru a doua oară spusele primului doctor. Hai de mine. Tu trebuie să fii optimistă, nu trebuie să cazi într-o extremă proastă. Oh, dar ce cu răsfățul ăsta pe mine, dragă? Păi, n-am voie să-mi răsfăț soțul? Măi, mămică, dar ce probleme așa mare ai? Necazul, nu ne merge bine. Păi, dar tu nu știi că n-avem nimic în frigider? Nu poți să aduci doar tu bani în casă. Am rămas în urmă cu întreținerea pe 2 luni. Problema este a ta. Ce rău îmi pare. Eu mă retrag. Uite, da, declarația acum. Eu mă retrag din povestea asta. Foarte bine, dă-i drumul, distrage peisaj. Deja mi explodează o venă la creier. Nu mai pot să fac nimic. Tot ce a ținut de mine ca soră mai mare, da? Și pentru voi și pentru el am făcut.